Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din zodia Balanță sau cu ascendent în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi perioada 1-15 ianuarie 2021 de această dată. Și bineînțeles, vom începe cu locul în care vă aflați voi, de fapt, pe drumul vieții voastre în această perioadă, unii dintre voi, că știți foarte bine, este doar o citire generală. Și să vedem ce arcană majoră a sărit așa precum popcornul pentru voi. Este această ogilovă a lumii, arcana majoră a lumii, care vorbește despre multe lucruri. În primul rând, ea anunță o încheiere de capitol, de ciclu în viața voastră și, bineînțeles, dacă ceva se termină, ceva trebuie să înceapă musai și neapărat, că nu o să rămâneți acolo pe tușă. Dar la fel de bine, această carte vorbește despre a fi pe val, de a fi on top of the world, da? Așa, în vârful muntelui acolo, să fiți încununați de succes, pentru că vorbește și despre succes și despre reușită. Așa că este o poziție foarte bună din acest punct de vedere, o poziție bună în care voi vă aflați. Haideți să mergem pe sectorul iubirii și să vedem ce energie guvernează această parte a existenței voastre. Țineți-vă bine, este căsătoria. Cei care sunteți căsătoriți, atunci, dragii mei, și dacă este o căsătorie frumoasă, țineți-o tot așa, că, uite, vă ajută această energie a căsătoriilor să mențineți o relație frumoasă, armonioasă. Pentru cei care sunteți într-o relație, așteptați-vă la o propunere. Pentru cei care sunteți singuri, o vedem noi ce o mai fi pe parcurs. Și mergem mai departe să vedem ce energie vă influențează. Este energia lui Uranus. Uranus care vorbește despre colectivitate, despre dorința de libertate, dorința de a te pune în serviciu celorlalți. De fapt, cumva te forțează Uranus când vine să lucrezi în folosul comunității și așa trebuie, nu știu cum sună pentru unii dintre voi, dar să îi ajuți pe ceilalți, să faci parte, oricum faci parte din societate, din colectivitate, dar să te implici, să îți aduci aportul acolo cu ceea ce faci tu. Vorbește despre idei geniale, poate vă vine o idee genială despre tot felul de inovații. O energie care aduce foarte multă prospețime cumva în viața voastră. Și mai avem aici o carte din Moonology, este luna mutabilă și are următorul mesaj: Nothing is set in stone. Nimic nu este sculptat în piatră, da? Nimic nu este acolo de nemutat, să-i spunem. Lucrurile se pot schimba. Dacă aveți impresia că nu ieșiți dintr-o situație, dacă aveți impresia că lucrurile nu se mai schimbă, nu se mai întâmplă nimic în viața voastră, că nu aveți voi puterea să faceți această schimbare, această mutare, vă spune clar că nu există așa ceva decât în cutia cu maimuțe. Totul se poate schimba, nimic nu este permanent. Bun, și haideți să trecem la cărțile din tarotul clasic și cartea care vă deschide citirea este absolut superbă, este 10-le de cupe, care vorbește despre împlinire sufletească, acea bucurie, acea abundență, aș spune eu, pe plan sufletesc. Și dacă tu ești abundent pe plan sufletesc, bineînțeles că și în jurul tău vei manifesta această abundență. Următoarea carte este cartea Carului și este interesantă poziționarea. Acest car se uită, este îndreptat cu privirea către 10-le de cupe și asta ne spune foarte clar că unii dintre voi, dragii mei, în această perioadă veți găsi și forța interioară, echilibrul interior necesar de a lăsa ceva în spate și iată ce lasă carul în spate, haideți să vă arăt și pe asta, este treiul de săbii. Veți lăsa în spate niște dezamăgiri, veți lăsa în spate trecutul, veți lăsa în spate niște vorbe care poate cândva v-au durut foarte mult și sunteți în această perioadă concentrați, focusați pe a vă îndeplini dorințele. Visați la lucruri frumoase, sunteți plini de optimism, plini de entuziasm și ajutați de energia lui Uranus care vine lângă voi. Vă gândiți la acele lucruri frumoase pe care voi vreți să le trăiți în viitorul vostru, foarte bine faceți. Este o muncă pe care ați făcut-o și probabil încă o să mai faceți cu acest paș de săbii de a îndepărta, aș spune eu, conștient gândurile negre care veneau, iată acești nori negri care încețoșau așa mentalul vostru, iar voi prin acțiune deliberată și conștientă luați sabia rațiunii, să spunem, și îndepărtați acești nori tocmai pentru a vă destupa drumul către a ceea ce vă doriți, către această fericire. Și iată, de dedesubt este și cartea drumului. Faceți o, așa cum am spus, o curățare, o deblocare a drumurilor voastre pentru a merge și să vă îndepliniți ceea ce aveți de îndeplinit. Dacă până acum ați stat într-un loc de suferință, dacă până acum, nu știu, v-ați simțit blocați într-o anumită stare emoțională sau mentală sau într-o conjunctură în care nu găseați ieșirea, din care nu găseați ieșirea, acum lucrurile se clarifică, acum lucrurile se deblochează și asta o faceți voi prin puterea minții voastre și vă aplaud pentru lucrul acesta. Mergem mai departe și vedem sub cartea Carului, este cartea Împăratului. Această carte a Împăratului care ne spune că, da, poate fi cineva în zodia Berbec sau cu ascendent în Berbec sau, iată, cu cartea Carului poate fi Rac sau cu ascendent în Rac, care vine sau este în viața voastră în această perioadă. Și ca să vezi ce ne spune Cupidec de desubt, este această carte a căsătoriei, iată cartea așteptării și această carte a sărăciei, care vorbește de sărăcie emoțională, vorbește despre faptul că fie voi, fie această persoană se simte singură, are nevoie de acest parteneriat cu voi. Poate voi sunteți cei care ați așteptat și ați crezut că niciodată nu o să mai vină această propunere, nu se gândește să, nu știu, să facă pasul mai departe partenera voastră. Iată, probabilitatea ca această persoană să facă această mișcare este prezentă aici, în această perioadă 1-15 ianuarie 2021. Arhetipul soțului, arhetipul tatălui este reprezentat în această carte a Împăratului, dar la fel de bine poate avea această persoană atributele Împăratului, da? Să fie o persoană și statornică, dar o persoană care este foarte stăpână pe sine, da? Este o persoană matură din toate punctele de vedere și care știe foarte bine ceea ce își dorește. Da, poate lucrurile s-au mișcat mai încet cu această persoană, pentru că avem aici broasca țestoasă care mi-atrage atenția. Ea, da, se mișcă încet, dar și când vine, ea vorbește despre trăinicie, da? Vorbește despre acele lucruri durabile în timp. Și în timp ce spuneam că ea vine mai încet, mi-au spus, da, dar ea gândește-te, racul cum merge, dacă tot vorbim de racul de la acea carte a Carului. Poate că această propunere a venit mai încet sau persoana aceasta dădea un pas înainte și doi înapoi, sau poate voi ați fost cei care ați făcut un pas înainte și doi înapoi pentru că aveați acele răni sufletești în spate și acum intervine această eliberare și vedem sub treiul acela de săbii este cartea Soarelui. Acum cu cartea Soarelui, dacă e să vorbim despre zodii, poate să fie Leu sau cu ascendent în Leu. Dar Soarele ne vorbește despre, despre bucuria copilului interior. Ceva acolo se dezmorțește. Apare această lumină care, iată, dizolvă umbrele care au stat deasupra sufletului vostru. Apare acea bucurie interioară, bucurie de a trăi, de a-ți da voie să guști viața din nou. Este o energie de asta exuberantă, foarte, foarte simpatică se simte. E foarte faină energia, îmi place foarte mult din ceea ce văd aici, această curățare, această deblocare despre care vorbeam. Ce a fost nasol, ce a fost greu, ce a fost dureros, se pare că rămâne în urma voastră și se pare că este o temă generală pentru 15 ianuarie, nu e numai la voi, se tot repetă mesajul de a lăsa acele dureri în urmă, a lăsa niște lucruri care ți-au făcut sufletul să se simtă foarte greu. Au fost niște energii foarte, mă rog, joase, să-i spunem. Eram atentă și mă uitam în altă parte că îmi confirmă și lumânarea pe care, mă rog, voi nu o vedeți. Și acum iar a început să scoată un fum negru care îmi confirmă mie că vorbeam de o energie densă, de o energie joasă în care unii dintre voi v-ați aflat de ceva vreme și iată, da, iată acum vine această energie a soarelui și o dizolvă, dar dă fumul acela deoparte, acesta pe care eu îl văd și voi nu, asta e, și se face lumină, lucrurile devin foarte, foarte clare. Tot atrage, îmi distrage atenția lumânarea, felul în care, ok, 2 secunde. Ok. Da, mesajul care a venit din partea lumânării, nu știu că la ea mă uit acum, nu știu cine transmite neapărat mesajul acesta, vorbea despre o rezistență, fie din partea voastră, fie din partea anumitor persoane sau a persoanelor cu care ați încercat o relație, poate, o rezistență la ruptură, la separare, au fost acolo poate niște conflicte, niște un zbucium sufletesc, da? De o parte sau de cealaltă, poate să fi fost exprimat și în exterior, o energie foarte tulbure, wow, face într-un... Îmi pare rău că nu puteți vedea felul în care face flacăra. Bun, mergem mai jos acum și să vedem ce ne spune Cupid Deck. Se se îndepărtează puțin de treaba amoroasă acolo și vorbește despre o situație pentru unii dintre voi la muncă, un parteneriat, poate să fie, iată cartea muncii, haideți să vă arăt și cărțile, cartea persoanei false și mai avem și această carte de courtship, de curtoazie. Și ne spune în felul următor că poate este cineva la muncă, da, care fie vă dă târcoale sau vă face curte și vă spune de fapt să fiți atenți la această persoană pentru că poate fi falsă și din punct de vedere al emoțiilor, în ce sens să nu spună ceea ce simte cu adevărat, ascunde, da, ceva de voi această persoană. Și e bine să fiți mai atenți și dacă au fost niște lucruri ascunse, mi se spune acum, de cineva cu care voi munciți sau colaborați, e foarte posibil în această perioadă să iasă la suprafață, să se lumineze aceste lucruri ascunse. Bun, vedeți voi, aveți grijă acolo și haideți să mergem mai departe să vedem restul de mesaje care au vrut să vină pentru voi. Și începem cu amorul ghebos, heart to heart conversation, conversație de la inimă la inimă. În momentul în care poate vine persoana către voi cu această propunere, poate să fie de căsătorie, de parteneriat de lungă durată, ia că este nevoie să discutați sincer, da, de la inimă la inimă, care sunt valorile voastre în relație, care sunt credințele voastre, ce anume vă doriți voi de la această relație, ce nu vă doriți de la această relație și așa mai departe, este foarte, foarte important. You deserve love, meriți să fii iubit, iubită, chiar dacă cineva în trecut te-a făcut să crezi că nu este așa sau ai ajuns tu la concluzia că nu meriți să fii iubită sau iubit, că este ceva în neregulă cu tine, ea că îți spune amorul ghebos că nu este adevărat, meriți să iubești, meriți să fii iubit. Give your relationship a chance. Dă o șansă acestei relații. Dacă te ia poate prin surprindere, dacă intervin tot felul de dubii, de frici, de nesiguranțe în momentul în care primești o propunere de relație, că este de început de relație, că este de căsătorie și așa mai departe și începi tu să ai dubii legate de chestia asta, îți spune lucrează la acest parteneriat pentru că merită. Lucrează pentru că poate duce la lucruri frumoase, iar pentru unii dintre voi, pentru a ajunge la această propunere și poate chiar la o căsnicie, un parteneriat de lungă durată, este nevoie să vă eliberați de energia fostului partener sau fostei partenere. Curățați spațiul acela, spațiul din jurul vostru, curățați-vă energia, faceți acele curățări, mai ales pe chakra numărul 2, chakra sexualității. Nu țineți lucruri care au aparținut fostei, nici pe aici, nici pe dincolo, eliberați această energie, curățați-o sub toate formele, mi se spune. Co-creation, o carte superbă care ne anunță faptul că sunt la orizont noi începuturi, cineva vrea să vină și să creeze ceva cu totul nou. Vrea să vină către voi pentru a da naștere unor noi începuturi. La fel de bine, acum cu această carte mi se spune să fiți voi atenți la fricile voastre, să fiți voi atenți la felul în care gândiți, pentru că și voi sunteți co-creatori și voi manifestați prin ceea ce gândiți și prin ceea ce simțiți. Deci mare grijă, mare atenție la ceea ce emiteți în exterior, din ceea ce simțiți, bineînțeles, în interiorul vostru, pentru că se manifestă în realitatea voastră și după aia o să vă întrebați de ce. De-aia. Știți voi foarte bine de ce. Unfinished Symphony, cartea cu numărul 10, Sinfonie neterminată. Ba, se termină, că asta spuneam și cu Cartea Lumii. Este, pentru unii dintre voi, sunt acele situații, acele trăiri, să spunem, da, la nivel emoțional și mental, că din ce țin minte așa m-am exprimat, și voi credeți că nu se mai termine, că nu o să mai ieșiți poate din suferință, că nu o să mai scăpați de, nu știu, de X sau Y, că nu o să se mai termine nu știu ce situație. Iată ne spune că se termină, da? Se termină această poveste, se termină conjunctura în care voi ați stat, poate, se termină suferințele voastre și la nivel de suflet și tot felul de gânduri și așa mai departe, pentru că ceva nou vrea să apară, sunteți la sfârșit de capitol, da? Din ceea ce vedem noi pe drumul vieții voastre, sunteți pe arcana majoră a lumii. Magician and the Mirror, magicianul și oglinda. A spune în felul următor că, da, în primul rând, ceea ce se întâmplă în interiorul tău se reflectă în exterior. Dacă tu vrei și vedem că vrei și vrei să te îndrepți către zecele de cupe, această energie de împlinire sufletească, în primul rând trebuie să găsești acea împlinire sufletească în interiorul tău. Să ajungi tu, prin muncă conștientă, să te bucuri de toată ființa ta, să te bucuri de existența ta, să găsești motive să fii recunoscător pentru tot ceea ce ești și tot ceea ce ai în jurul tău în fiecare zi. Și atunci ai să vezi ca prin minune, da, ca un magician, că tu ești magicianul, tu ești cel care îți creezi realitatea, ca prin minune lucrurile și situațiile din jurul tău se vor schimba cu siguranță. Și mergem mai departe, Journey, iată și cartea de călătorie și are numărul 2. Este vorba despre niște decizii. Unii dintre voi chiar s-ar putea să plecați la un drum pentru a vă îndeplini această dorință de împlinire sufletească. Veți avea de luat o decizie și vedem că unii dintre voi vă faceți băgăjelele și plecați haihui la drum. Iată Deception and Envy, această carte de decepție și invidie. Acum, da, s-ar putea să fie și persoane în jurul vostru care vă invidiază. S-ar putea să fie și iar mi-au adus aminte de cărțile astea, să fie cineva cu care munciți sau împărtășiți aceleași pasiuni, să fie o persoană invidioasă, dar este o persoană care nu arată lucrul ăsta, este o persoană care vine cu mimimimumumu, vine cu această energie de courtship, de, cum îi spun, când îți face cineva curte, de curtoazie, așa, se dă cumva bine pe lângă voi, este foarte drăguț, drăguță, mă scuzați, urmează, sau nu avea tatăl meu o vorbă, urmează să aveți o scamă, o chestie de genul ăla, adică super atent, super bla bla bla, dar n-are nicio treabă cu realitatea, dar aveți grijă la astfel de persoane. Love begins, iată începe dragostea, se anunță pentru unii dintre voi o nouă poveste de dragoste, cineva care mai are și intenții foarte serioase și proiecte pe termen lung, visează la ceea ce vă doriți și voi la această familie fericită. Ce trebuie să faceți voi este să vă eliberați de energia fostei partenere, să faceți curățenie în sufletul vostru și atunci veți permite energetic, în primul rând, acestei relații să se manifeste frumos. Lid, iată a doua oară, da, este a doua arcană majoră a împăratului. Se dublează această energie, poate, da, fi cineva în berbec sau cu ascendent în berbec sau un antreprenor, o persoană care conduce, are funcție de conducere pe undeva, este o persoană care este foarte apreciată și bine văzută de ceilalți, dar la fel de bine puteți să fiți și voi, mi se spune, pentru că tot avem cartea lumii acolo. Puteți fi, vi se spune cu această carte, să ieșiți din umbră, să vă faceți văzuți, veți fi văzuți în această perioadă, dacă mi-aduc bine aminte, așa v-am spus, că veți fi on top of the world, ieșiți la lumină. Arătați lumii cine sunteți cu adevărat, pentru că sunteți în energie frumoasă, sunteți în energie de magician acolo, într-o energie de începuturi, de drumuri și este nevoie să preluați controlul vieții voastre și să deschideți noi uși, noi oportunități. Share the love! Iată, în parte din dragostea ta, este treiul de cupe din tarotul clasic, vorbește și despre sărbătorirea iubirii, despre venirea la împerechere, Doamne ferește, uniune între două suflete și sărbătorirea acestui eveniment. Este o perioadă în care vi se oferă, iată, ocazia să oferiți din prea plinul sufletului vostru și celor din jur, pentru că acum mi-atrage, face cu ochiul Uranus și îmi spune da, pentru comunitate, da, iubiți pe cei din jur, pe cei din jur. Aici și moldoveanca din mine. Ce se face? Iubiți pe cei din jur, împărtășiți această dragoste și compasiune, da, de ce nu, cu cei din jurul vostru. The lightning bolt, iată, fulgerul este, vorbește despre lucruri neașteptate, vorbește despre evenimente care pot veni brusc așa în viața voastră, dar la fel de bine vorbește despre idei și iară face cu ochiul Uranus, niște idei excelente care vă pot veni unora dintre voi. Idei pe care le veți putea pune în aplicare, puteți face un proiect acum, da? Le puteți scrie pe ceva, mi-arată, le puteți așterne pe ceva și le puteți prezenta undeva și vor fi foarte bine văzute, da? Dacă sunteți foarte atenți în această perioadă, vă vine acea idee genială, prezentați-o fără nicio teamă pentru că va fi foarte bine văzută și vă va duce on top. Interesant mesaj a venit cu cartea aceea, The Architect. Nu știu, poate sunteți arhitecți, uite, și vă vine o idee genială să faceți o clădire cu susul în jos. Nu știu. Și o să aibă succes. Această carte a arhitectului vorbește despre noi începuturi, despre o nouă viață care urmează să fie construită acum. Este unul de chei, dar are numărul 1, da, și vorbește despre noi începuturi. Mie îmi vorbește despre noi începuturi. Habar n-am ce scrie în carte și nici mă interesează. Nu știu dacă la voi am spus. Nu am citit din absolut nicio carte interpretările cărților, nu știu de ce, pur și simplu nu m-a atras lucrul ăsta, le las să-mi spună ce au ele de spus acolo. Așa că dacă ce spun eu la o carte nu se potrivește cu ce spun eu la o carte, asta e pentru că eu nu le-am citit. Dați vina pe mine. În fine, vorbim despre noi începuturi, vorbim despre a-ți construi o nouă viață, dar cartea asta te roagă pe tine de data aceasta să folosești cele mai faine materiale, să te duci să cumperi, metaforica, să cumperi cele mai bune materiale, să aduni în jurul tău cei mai faini oameni, să mergi la acest drum nou, aia că te și cu cartea carului, să pleci pe acest drum nou, nouț, cu oameni de calitate, cu parteneri de viață de calitate, să lași în urmă tot ceea ce nu îți folosește, să nu pui în construirea acestui templu frumos cărămizi vechi, pentru că alea se vor crăpa și templul o să-ți pice în freză și nu o să fie funny deloc. Folosești materiale noi și de cea mai bună calitate, metaforic vorbind. Mergem mai departe. Haha! Two of Cups, iată, doiul de cupe. Cartea de iubire și de îndrăgosteală, Falling in Love, iată, cineva se îndrăgostește, dragii mei, în această perioadă. Mai vorbește și despre forgiveness, despre iertare și despre terminarea unor perioade care v-au provocat, niște perioade poate cu obstacole din viața voastră. Se termină acest lucru pentru că intervine această iertare în sufletul vostru. Mai vorbește despre daruri pe care le veți primi și le veți da, că tot vorbeam de comunitate. Și îmi place foarte mult ultimul mesaj, spune Don't give up on people you love. Nu renunța la oamenii pe care îi iubești. iubire, iubire, foarte multă iubire pentru voi și iată Strength, această carte a forței și vă spune că veți găsi acea forță interioară și veți fi recunoscuți pentru ceea ce faceți. De-aia v-am spus că dacă vă vine vreo idee brilliant, genială în această perioadə, nu știu, puneți-o pe ceva, faceți un plan, scrieți-o așa și prezentați-o cui vreți voi, dar uite comunității și o să fie recunoscătoare. Ceva pentru unii dintre voi o să vă ducă pe culmile succesului. E un mesaj care vine pentru unii dintre voi. Bun. Și vedem această coroană, da, vi se va așterne, vi se va pune pe cap unora, vi se vor recunoaște meritele muncii voastre, ceea ce este absolut excelent. Unii dintre voi mai spune cartea că vă veți da seama în această perioadă că sunteți mult, mult, mult mai puternici decât ați crezut voi că sunteți. Super fain! Enlightenment, iată iar iluminarea și bineînțeles că vrea să vină împreună cu această carte cu The Lightning Bolt, pentru că ele au aceeași energie, ceva, că este vorba de o idee, că este vorba de acel moment de aha, da, în care o să realizați voi chestii pe care, nu știu, care poate erau în fața ochilor voștri și nu le-ați văzut până acum. Este un moment de sclipire mentală, de iluminare și mentală, dar și la nivelul sufletului, mi se spune. Se face claritate, se face lumină și vă ajută lucrul acesta să lăsați în spate niște chestii și să vedeți drumul clar înainte. Flexible, iată și cartea de flexibilitate și vă spune evident că e bine să nu fiți în energia, de exemplu, a împăratului, pentru că el este mare și tare, șmecher și așa mai departe, dar el este și foarte rigid. Renunțați, aș spune eu, mă rog, așa vine mesajul, la acea duritate, acea rigiditate și adoptați flexibilitatea, pentru că flexibilitatea aparține învingătorilor, acele persoane care știu să se adapteze la noul mediu, la noile situații sunt cele care, bineînțeles, supraviețuiesc și care reușesc. Și mergem mai departe, gratitude, cât de frumos. Ce v-am spus eu, parcă v-am spus mai devreme, de recunoștință. Să fiți recunoscători pentru tot ceea ce aveți în viața voastră, pentru tot ceea ce sunteți. Doamne, 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 tot ceea ce sunteți. Să fiți recunoscători pentru toate poveștile, toate scenariile prin care ați trecut până acum, pentru că v-au făcut persoana care sunteți în această perioadă, în această zi, în viața voastră. Fără poveștile voastre, fără experiența voastră și trăirile voastre, nu ați fi fost cine sunteți acum. Forgiveness, iertarea, tu mama ei de iertare, vi se cere, dar mă rog, vi se aduce aminte, voi faceți ce vreți, evident, că este nevoie de iertare și vedem, da, cu doiul de cupe și el vorbea despre iertarea trecutului, iertarea acelor persoane care, nu știu, v-au greșit, voi ați considerat că v-au greșit, v-au rănit și așa mai departe. Nu puteți merge mai departe cu acele ancore legate de voi. Iertați-i, înțelegeți și perspectiva lor, înțelegeți de ce au făcut ceea ce au făcut și eliberați-vă de aceste lanțuri pentru a putea merge pe drumul vostru, că am văzut cartea Journey vă duce undeva foarte, foarte fain. Și avem și mesajul din partea lui Shanti, care spune în felul următor, că este îngerul păcii și aduce, așterne în fața voastră un drum lin și fără obstacole de această dată. Ceea ce a fost în trecutul vostru, da, așa cum v-am spus, au fost provocări, au fost lecții, au fost tot felul de situații, poate mai puțin plăcute, pentru că nu degeaba este această energie de 3 de săbii, dar văd aici și sunt optimistă că mulți dintre voi veți fi în această energie a carului care este cu spatele la 3-ul de săbii și vă veți îndrepta către 10-le de cupe care aduce armonie, aduce împlinire sufletească. Haideți să vedem și niște mesaje suplimentare pentru voi, dragii mei, de Zodia Balanță, pentru ianuarie 2021. Suflet pereche. Ce frumos, nu? Vine, vine, apare sufletul pereche și apare și claritatea, exact cum am spus, dar se face clar în mintea voastră, se face clar în inima voastră și așa vedeți voi drumul pe unde trebuie să mergeți. Pentru că ceva, nu pentru tine, așa scrie, nu pentru tine, da? Locul acela în care tu ai stat până acum nu era pentru tine, da? Este acel loc de tristețe, trebuie să-i dai drumul pentru a merge mai departe și vei ști tu clar ce nu este pentru tine și vei ști tu clar ce anume să eliberezi. Și hai să vedem și zdrângănică, trâncănică. Ok, 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 dacă tot vorbeam de ok, uite și o cheie care deschide niște uși, gâtul ăsta. Această cheie care deschide noi uși, dar această cheie mi se spune că și închide ceva. Da? Închide acele uși ale trecutului, ale durerii, a acelor situații pe care voi le credeați neterminate, fără șanse de a se termina, badaia că se termină și vor fi închise și noi uși se vor deschide în fața voastră. Și mai avem în felul următor, iată, make love, not war, vorbim de pace, pe zen, pe pace, pe prietenie, este acest semn al păcii. Și o, draga de ea. Și îmi spune, eu, da, ea este the angel of peace, este îngerul păcii, iată și simbolul ei și ne asigură, ne confirmă că în viața voastră, în viitorul vostru, așa cum spune Shanti, se așterne un drum fără obstacole. Frumos! Și iată și pisica, iată pisica, dacă aveți pisici, iată cineva, e ceva important pentru voi aici sau poate persoana care vine către voi e fiartă pe pisici, cine știe, pisica care vă învață despre iubire de sine, da, avem foarte multe de învățat de la pisici. Haideți să, ar zice așa, lăsați câteva, sau această perioadă, învățați din comportamentul pisicii. Mi se spune că unii dintre voi chiar aveți de învățat această iubire de sine, această stimă de sine și curajul, da, de a impune acele limite sănătoase în viața voastră. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru voi. Aștept cu drag, bineînțeles, comentariile voastre în secțiunea de coment. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți. Și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la Tarotscop, Amoroscop sau Alege o Carte, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.